Hei, salutare tuturor, numele meu este Alex, iar astăzi jucăm un joc de groază pe canal. Încă n-am mai făcut asta de mult. Vedem cât de groază este, pentru că îl include pe SpongeBob. Se numește Sinister Squidward. Nu știu câți dintre voi ați văzut show-ul, dar să-i dăm drumul. Nu pierdem timpul, nici măcar o secundă, timpul e prețios, putem vedea că sună ceasul. My name is Squidward. And I hate my life. I wake up every day, go to work, and come back home. Okay. Numele meu Squidward, practic, asta a spus. But before I kill myself, I want to kill the people I hate. E nefericit, vrea să se omoare și înainte să se omoare. Everyone is so fat and annoying. Vrea să se omoare pe toți. I'm going to kill all these people. O, să-i omor pe toți. O, așa. Ok. Ce fan e vocea. Sunt pregătit să mor. Press E to use. Ok. Ok, și ok. Nu voi judeca ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Ok. Oh, nu. What? Nu cred. A venit poliția submarină. Are AK-47 Kalashnikov-ul. Trebuie să-l omorâm pe Mr. Krabs. Ah, ok. Ok, pot să mă mișc acum. Acum simt că jocul e în controlul meu. Wow. Și această muzică epică care ne învăluie simțurile. Am să-l caut pe Mr. Krabs. Poate aici. Unde este cheia de la Mr. Krabs? Eu practic vă traduc acum în caz că cineva nu cunoaște limba și literatura limbii engleze. Unde e cheia? Trebuie să găsim cheia aparent și muzica asta e în The Fiori. Sper să nu fie muzica cu copyright. Op, am deschis frigiderul și am intrat în frigider cu totul. Pot să nu rămân aici blocat pe veci? Ok, cred că trebuie să resetăm jocul. E necesar să începem din nou. Pot să dau skip la poveste? Nu pot. Trebuie să mă reuit la toată povestea, nu e nicio problemă, ne vedem de unde am rămas. Ok. Trebuie să-l omorâm pe Mr. Krabs. Acum trebuie să am grijă cu acest ușă, pentru că nu mai vreau să facă fițe și să mă închidă pe dinăuntru. Uite cheia. Ok, fix aici era cheia, știam eu. Putem să deschidem ușa. Și intrăm. Oh my god. Mama. Știu că Mr. Krabs este ahtiat după bani, dar nu știam că... Ok. Squidward, ce se întâmplă aici? Am venit să te omor și să-ți fur banii. Nu banii. Ok, ia zis că ne vedem în iad. Ok, easy. Am scăpat de exit. Nu? Da. Ok. Ok, Squidward este nebun. Ok, am apărut în ziar. Breaking news, a mass shooting happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbors, SpongeBob and Patrick. Iar pit pe Patrick have reported that he is currently holding the two of them hostage and has threatened to kill them if they try to intervene. In other news, Chum Bucket has reported an increase in sales since the incident. Început să facă mai mulți bani. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I hope
hope I don't have to kill Squidward. Ok. Mă duc aparent să-i găsesc pe SpongeBob și pe Patrick și sper că nu trebuie să-l omor pe Squidward. Dar la cum merge jocul și la cum este creat, e un joc făcut de ceva fan, știi, gen, nu e... Mi se pare tare ce au reușit să facă, sincer. Ok, press F to use your flashlight și a zis press E to interact. Classic. Ok, suntem într-un joc de groază, dragilor. Ceasul ticăie, dar nu se și mișc. Îl aud. De acolo vine. O, nu. De acolo vine. I-am auzit pașii, nu știu dacă sunteți pe aceeași frecvență. Aud pe cineva care țipă. Pare a fi Patrick. Ce cameră? Îl aud. Pot să mă ascund în dulap? Da, e genul ăla de joc. Nu-l mai aud. Păi aud pașii aceia de zici că merge cu... cu Adidas și plin de apă în ei. Am ajuns la baie. Îl aud iară. Dar nu știu unde se aude aia faza. Casa lui e un labirint. Doar nu vine încoace, nu? Vine încoace. Valeu, nu poți deschide și asta. O să iau în direcția asta și o să... Living room, nu e nimic în living room. Ulu, ce cu sunetele astea? Cred că acolo îl torturează pe Patrick. Ăla jur că e... Da, e Patrick, stă în încăperea asta sau ceva. Ok, și Squidward a venit aici. Păi și unde trebuie să merg? Ăsta e exit. Pe aici pot să o iau și ajung în spatele lui, practic. Da. Sunt fix în spatele tău. Poți să intru în dulap, poți să intru în dulap, poți să intru în dulap. Respawn, prea brutal. Prea brutal. Ok, trebuie să găsim ceva în casa asta. Aici, poate? Da, aici. Uite-l pe Patrick, îl văd. Cum pot să ajung la el? Ceva ușă, pot să deschid. Uite, baia. Uite! Ok. Am găsit un prim lucru pe care îl pot folosi. Vedem la ce. În esență, cred că... De ce ești fix aici? Da, intră în dulap. Da, trecut am apăsat de două ori pe dulap din greșeală. Și era să... Și de-aia m-a prins. O să vedem acum cum trece, cred? Da. Wow, cu pașii aceia de Adidas plin de apă. Când intri cu Adidas și în lac. Spui aia apă în ei și se aud așa. Scoatem astea? Da. What the f... Nu știu dacă am ce să... Am voie să arăt așa ceva pe YouTube? Nu. N-ai treabă încoace. Vine, aici vine. Cum poți să te salvezi? Uite. Nu? Cum poți să-l salvezi? Nu pot să pricep ce am de făcut. Ok, vine, trebuie să mă ascund din nou. Îl aștept să treacă. Treci prin camera asta sau pe lângă? S-a oprit? Da, s-a oprit, bine că n-am ieșit. Am crezut că a plecat. Bine că n-am ieșit, deci cred că pur și simplu trece prin camere. Se oprește prin fiecare sau ceva? Da, era cum ai plecat, ok. Ceasul ăsta scoate sunete? Trebuie să găsesc ceva. Ok.
A trecut, a intrat în camera aceea. Oh. Ok, cred că am găsit. Ok, și l-am salvat pe Patrick. Superb. N-are cum să fie aici. Ok, Patrick. Sandy, thank you for saving me. Mulțumesc că m-ai salvat. Ok, interesant. Obiectiv. Du-l pe Patrick la ieșire. Ok, Patrick. Și trebuie să te simt de mână sau pur și simplu? Ok, cum, unde are sânge, gen, nu mă bag și nu stau să mă gândesc și nici nu. Ce poză drăguță. Patrick și SpongeBob ținându-se în brațe. Best duo ever. Ok, bănuiesc că pierde de mult sânge, o stea de mare, cred. În caz în care nu știți, Patrick este o stea de mare. Ok, Patrick, cu drag te-aș duce și mai departe de exit, dar dacă te-ai mișca mai repede, m-ar ajuta foarte mult, pentru că aș putea să-l găsesc pe SpongeBob în timp util. Pentru că nu știm ce orori trăiește în momentul. Patrick, sunt fix lângă tine. Ce aștepți? Nu știm unde este maniacul psihopat care te-a băgat în fierăstrău. De ce ne-am întors în aceeași cameră de unde am plecat, Patrick? Patrick, e vina mea? Eu te ghidez și tu te iei după mine? Nu, Patrick. Eu credeam că tu îmi spui unde trebuie să merg. Patrick, eu sunt pierdut în casa asta. Ok? Am arătat ca și cum poți să apăs pe el, dar nu știu dacă face ceva, orice buton. Asta e ieșirea, Patrick, o vezi? Dar de ce mergi spre mine așa ca un dubios? El mergea tiptil? Eu acum m-am prins. Patrick, de fapt, mergea tiptil, guys. Investigate the living room. Ok. Link. Oh, nu, vine. S-a oprit fix în living room, cred. Cred că da. Trebuie să aștept să treacă. All good. O iau pe dincolo. A intrat acolo. Ok. Living room. Ok. L-am păcălit. I-am dat juc. De ce vine aici? Nu. Se îndepărtează în momentul ăsta. E ok. Am timp. Ceva în living room. Am cam explorat tot. E o cameră destul de mică, ce-i drept. Buton? Oh! E o gaură. Ok. Și o scară. Am ajuns în altă parte a casei. Și scuidor de aici sau nu e? Fierăstrău. Ruleta de 3 metri. Ok. Pot să folosesc ceva? Nu. Ok. Ok, ok, ok. Ce poze șmehere. Păcat că nu putem să le vedem pentru că un maniac psihopat mă aleargă. Larry! L-a omorât și pe Larry! Larry? Gary, iertați-mă. SpongeBob fans, don't kill me. Buretele nostru preferat. Doarme. Hey, Sandy! Did you come to help me? Yes, SpongeBob? What is this? Accentul ăsta. How much should I know? Squidward put me in it, and I think it's gonna split me in half. Sandy cheeks, I'm coming to clap those cheeks. He's coming, Sandy. You have to hide in the closet. Sandy cheeks, I'm coming to clap those cheeks. Squidward, no, please. I will do anything if you let me go. Come, squids don't have dicks. Get fucked, SpongeBob. Yeah. Cel mai dubios joc pe care l-am văzut și nu mă miră de ce nu e pe Steam sau ceva, pentru că SpongeBob i-a zis că ar face orice doar să-l lase în viață și Squidward i-a zis că eu n-am organ genital, deci nu mi-ești bun de nimic, deci vei muri. Foarte interesant. Ok, bănesc că și pentru SpongeBob îmi trebuie o unealtă ceva ca să... Dar nu vine încoace. Ba da, vine încoace. De ce vin încoace? Tocmai ai plecat de aici, n-ai o rută, ceva? Și am și priveliștea cu buretele de mare numit Bob. Bob Esponja.
Ok, Bob Esponja, poți să plângi cât vrei. Strigătele tale vor fi auzite în partea cealaltă a lumii. E în baie. Da, e în baie. Și o ia pe aici. Cred că l-am păcălit, cred că l-am păcălit. Ok. Ok. O găleată, dar cum l-aș putea salva pe SpongeBob cu o găleată? Are treabă, sper, nu vine încoace, nu? Ba, dar vine încoace! Te-a oprit iar? Da! În dulap! În dulap cu tine! Uite pat ce are! Ok. Nu știu ce trebuie să fac cu găleata momentan. Dar vom afla. Ok, am apă. Ce putem să facem cu apa? Teoretic trebuie să o duc la SpongeBob să... Bagă-te în dulap! Ok. Dragă caracatiță, sau... Calamar. Calamar, exact. Mi-amintesc din traducerea în română, nu mai țineam minte. Ok. Deci, aia e în spate. Ok. Mi se apropie. E foarte prost audio, nu-ți dai seama exact dacă e în spatele tău sau în fața ta. E un pic, te induce în eroare, sincer. Audio în jocul ăsta. Un pic de tot. Ok, s-a oprit. S-au aplicat, una din două, nici nu mă interesează, am treabă, mă duc la SpongeBob. What? Ok. Ah, dar sunt două. Iar începe și mă alergă imediat. Deci am două părți de completat pentru a-l salva pe SpongeBob. Practic nu e suficient ceea ce am făcut, mai trebuie să fac ceva, mai trebuie să găsesc ceva. Vecinătatea mea. Frumos ești, calamar. Ok. Trece pe lângă. A trebuit deja să fie pe drum. Și pot să ies. Da, pot să ies. Ok. Nu cred că trebuie să mă întorc de unde am venit. Sub nicio formă, n-ar avea sens. Ar fi stupid. Probabil vreo unealtă, nu? Firăstrău. Cheie franceză. N-o să... franceză, nu e cheie franceză, ce este? Eu știu cum se numește. Ok, vine din nou un coace. Va trebui să mă ascund din nou în dulap, n-am de ales. Am petrecut tot jocul în dulap. Măcar nu e ca la Outlast, din câte mi-amintesc la Outlast, nu cred că am ieșit din dulap. Tot jocul a fost ascunde-te în dulap înainte să te prindă răufăcătorul simulator pentru mine. Ok, deci se duce direct la SpongeBob din ceea ce văd. Asta înseamnă că nu pot să mă duc să-l ajut. Ok, acum vine înapoi, mă bag aici. Da, are o rută stabilită. Trebuie doar să o ții minte. Ok. Tic-tac, tic-tac. Cu pașii ăia, cu apă, nadidași. Ok, e momentul. Și două talpă. Boom, explozie. SpongeBob, ești bine? E gata, nu? Da. My plans again. This will be the last time. It's time for me to die. Okay.
Okay, the end, I guess. Okay. Game by Rinbashi, foarte tare omul. Ok, asta e jocul. Nu cred că mai am ce să arăt. Un final neașteptat în care Squidward se sinucide până la urmă, exact cum ai zis la început că o să facă. Deci Calamar a murit, SpongeBob a scăpat, Patrick a scăpat și Sandy, sau cum o cheamă, nu mai știu exact, i-a salvat. Eu eram Sandy sau Nancy, nu știu cum o cheamă. Dacă v-a plăcut videoclipul, aș aprecia dacă apăsați butonul de like și îmi spuneți în comentarii. Eu am fost Alex, dragilor, și ne vedem data viitoare. Vă doresc, nu știu când e postat videoclipul, cred că o luni. O seară de luni fantastică și o zi de luni fantastică.